găsit, felicitări pentru gol, pentru victorie și ce revanșă ți-ai luat. Cum ți-ai revenit, cum a fost săptămâna asta după cupă pentru tine și cum a fost azi? Bună seara! Mi-am revenit, colegii au fost alături de mine, familia, a fost un eșec, l-am luat ca un eșec astăzi, mă bucur că am marcat primul gol în Liga 1, mă bucur că am câștigat și dăm înainte. Până la urmă așa e frumos, fotbalul, pierzi, câștigi, jos slab, ratezi penalti, revii, dai gol, e frumos. Care a fost cel mai important sfat? Pentru că știu că mulți au avut discuții cu tine și toată lumea vorbea în jurul tău că trebuie să fie alături de tine. E greu pentru un copil până la urmă să rateze un astfel de penalti. Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit sau încurajare, să spunem? Nu, toate au fost importante. M-am bucurat că au fost colegii lângă mine foarte, foarte mult. V-am zis, familia a fost lângă mine. N-a fost un sfat anume. Toate cumulate m-au ajutat să trec peste. Simți că se poate să mergeți până la capăt de data asta în cupele europene chiar? Sperăm. Mai avem o etapă. Ne bucurăm că am câștigat astăzi. Încă nu suntem 100% liniștiți. Avem o etapă și vedem ce iese la final. Bine, liniștiți sunteți numai. Retrogradarea nu se mai pune în calcul pentru voi acum. Da, dar nici la baraj n-ar fi prea frumos. Ți-am zis, mergem înainte, ultimul meci, dăm înainte și vedem tu, ce o să fie. Tu ai vreo explicație de ce acum Dinamo merge și de ce înainte nu mergea? E totuși 5 victorii la rând. Pur și simplu ne-am unit ca și grup. Am zis și acum două meciuri, ne-am unit ca și grup. Suntem o familie mai legată și din acest motiv. Mulțumim. Mulțumesc, seară bună. Da.